Iată titlurile acestei ediții. Cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un parc din comuna Budești de niște trecători. Victima avea capul crăpat. Omor la Măcăreuca. Un bărbat de 52 de ani ar fi fost omorât în curtea casei de către doi necunoscuți. Făptașii nu au fost identificați. Accident în sectorul Botanica. Două mașini nu au putut împărți o bandă de circulație și s-au tamponat violent chiar în fața unei treceri pentru pietoni. A început operațiunea taxi. În doar câteva ore, 16 șoferi de taxi din capitală au fost amendați de INP. De ce au fost sancționați șoferii, aflați în ediție. S-a pomenit fără telefon în plină stradă. Un bărbat din capitală este reținut, suspectat că a furat un telefon. Descoperire șocantă la Budești. Cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un parc din comună în după amiaza zilei de 20 mai. Apelul la 112 a fost făcut la ora 13:20 de niște trecători care au descoperit cadavrul. Veniți la fața locului, polițiștii au constatat că victima este un bărbat în vârstă de 38 de ani, originar din Bălțata, Criuleni. Mai mult, pe suprafața cadavrului, medicii legiști au depistat mai multe semne de moarte violentă. Acesta avea o plagă în regiunea capului și multiple leziuni pe suprafața corpului. Nu se cunoaște cine sunt făptașii și nici motivul care i-ar fi dus la acest gest. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru omor. Acum, polițiștii investighează cazul pentru a da de urmele făptașilor, dar și circumstanțele exacte în care a murit bărbatul. Accident grav în capitală cu implicarea unei ambulanțe care transporta pacienți. Patru persoane care se aflau în ambulanță au fost rănite după ce vehiculul s-a tamponat cu o mașină și s-a inversat în stradă. S-a întâmplat în seara de 20 mai la intersecția străzilor Vasile Alexandri cu București din capitală. Imaginile de după accident au fost postate pe o rețea de socializare. Din imagini se vede cum o salvare s-a răsturnat, iar alte două ambulanțe se aflau la fața locului. Medicii au scos pacienții din vehiculul avariat. Potrivit poliției, echipajul medical se deplasa pe strada București când a intrat în coliziune cu un alt autoturism care venea de pe strada Vasile Alexandri. În rezultatul impactului, patru persoane au fost rănite. La fața locului, polițiștii au stabilit că automobil Mercedes ce aparține unui echipaj medical s-a tamponat cu un automobil de model Mitsubishi condus de șoferiță în vârstă de 36 de ani. În urma impactului, automobilul de model Mercedes s-a inversat. Din grijiri medicale a avut nevoie șoferul automobilului Mercedes. Pasagerii care se aflau în automobil, merge vorba de medicul și felcerul în vârstă de 32 și 42 de ani și pasagera care în acel moment era transportat la spitalul de urgență în vârstă de 62 de ani. În dependență de leziunile și circunstanțele care se vor stabili în cazul accidentului dat, șoferul care va fi găsit vinovat riscă 6 puncte de penalizare și 1500 de lei amendă. Salvarea era condusă de un bărbat în vârstă de 62 de ani, iar în momentul accidentului transporta pacienți. La volanul mașinii se află o femeie în vârstă de 37 de ani. Oamenii legii vor stabili toate circumstanțele. Crimă terifiantă în satul Măcăreuca, raionul Dondușeni. Un bărbat a fost găsit fără suflare în curtea casei în care locuia. Potrivit oamenilor legii, cea care i-a alertat a fost vecina decedatului. Femeia ar fi găsit cadavrul consăteanului în dimineața zilei de 20 mai. Conform informației furnizate de către poliție, victima ar fi murit în urma loviturilor violente primite. La această concluzie s-a ajuns după ce pe capul bărbatului a fost depistată o plagă. Din spusele martorului, victima ar fi fost agresată de către două persoane necunoscute care i-au și aplicat loviturile cu un obiect dur. Bărbatul s-a stins din viață până la venirea medicilor. Acesta avea 52 de ani și locuia de unul singur. Făptașii nu au fost deocamdată identificați. Acum, oamenii legii întreprind măsurile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și a-i trage la răspundere pe cei ce se fac vinovați de cele întâmplate. Grav accident rutier în sectorul Botanic al capitalei. Două mașini nu au putut împărți o bandă de circulație și s-au tamponat violent chiar în fața unei treceri pentru pietoni. Accidentul de circulație s-a produs în a doua jumătate a zilei de 20 mai, puțin după ora 16, pe strada Valea Crucii din Chișinău. Imaginile de după accident au fost expediate redacției noastre de către un martor ocular. Din imagini se vede că unul dintre șoferi a tamponat cu automobilul său mașina care se deplasa în față. Nu i-a vădit, nu i-a vădit, mașina mai a.
Пешеход на данном участке, передняя машина, куда он въехал, затормозила, как мне рассказали, резко. И парень, который водил эту машину, не успел остановиться и догнал сзади. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat din cauza că șoferul care ar fi provocat accidentul rutier nu ar fi respectat distanța dintre autoturisme. La un moment dat, conducătorul auto care se deplasa în față ar fi frânat brusc la zebră, cel mai probabil pentru a ceda trecerea pietonilor, iar șoferul care se deplasa din spate nu ar fi reușit să frâneze la timp și s-a izbit direct în autoturismul din față. Automobil de model Toyota n-a respectat regulile de circulație rutieră, tamponând din spate automobil de model Hyundai. Din fericire, în accidentul dat n-a avut nimeni de pătimit, persoane traumate nu sunt. Șoferul vinovat riscă 6 puncte de penalizare și 1500 de lei amendă. Mașinile implicate în accident au fost totuși avariate. Acum, forțele de ordine urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul rutier. 16 șoferi de taxi au fost amendați pentru încălcarea mai multor reguli, printre care nerespectarea limitei de viteză, neacordarea priorității pietonilor, nerespectarea indicatoarelor rutiere și trecerea la culoarea roșie a semaforului. Amenzile au fost aplicate în cadrul unei operațiuni lansate de Inspectoratul Național de Patrulare și Agenția Națională Transport Auto. Operațiunea are drept scop de a verifica activitatea legală a taximetriștilor și anume exploatarea vehiculelor cu defecțiuni tehnice sau reutilate fără autorizația respectivă, revizia tehnică a transportului, conducerea în stare de ebrietate. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, operațiunea taxi a început în dimineața de 20 mai pe întreg teritoriul țării. Astfel, în doar câteva ore, oamenii legii au amendat în capitală 16 taximetriști. De la începutul acestui an și până la moment, pe teritoriul țării au fost înregistrate 25 de accidente rutiere comise din vina taximetriștilor, soldate cu două persoane decedate și alte 34 rănite. Totodată, în perioada menționată, 446 de taximetriști au fost sancționați contravențional pentru diferite încălcări. Operațiunea se va încheia în data de 31 mai. S-a pomenit fără telefon în plină stradă. I s-a întâmplat unui bărbat din capitală căruia i-a fost furat celularul în valoare de 4.500 de lei în timp ce se deplasa pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocana. Potrivit poliției, în timpul incidentului, victima, un bărbat de 45 de ani, ar fi fost în stare de ebrietate. La scurt timp, suspectul a fost identificat și reținut. Acesta este un bărbat din capitală în vârstă de 37 de ani. În timpul audierilor, suspectul și-ar fi recunoscut vina. Mai mult, s-a constatat că acesta nu ar fi la prima abatere de acest gen. Ранее судим? Да. В каком году? В 10-м. За что? Кражу. Зачем был приведен в полицию? Ну, подозрение в краже. Чего, чего украл? Мобильного телефона. În timpul audierilor, suspectul a declarat că a vândut telefonul unei persoane necunoscute cu 100 de lei. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 7 ani de detenție. Telefonul mobil a fost găsit și întors proprietarului. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Condițiile meteo nefavorabile le dau mari bătăi de cap șoferilor, mai ales celor care conduc vehicule de mare tonaj. Este și cazul unui șofer de autocamion care s-a răsturnat cu vehiculul său pe marginea drumului. Totul a avut loc în dimineața de 20 mai, la ora 9:30 de minute, pe traseul Ungheni-Chișinău, între satele Bumbăta și Hristoforovca din Ungheni. Imaginile de la locul accidentului au fost expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular. Potrivit acestuia, accidentul s-ar fi produs din cauza carosabilului umed, dar și al calității drumului. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. Totuși, șoferul camionului s-a ales cu o sperietură pe cinste. Poliția din Ungheni urmează să stabilească toate circumstanțele. Un cetățean al Armeniei care se află în căutare internațională a fost identificat de către ofițerii Biroului Migrației și Azil la ieșire din regiunea transnistriană. Străinul s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 39 de ani care se afla în căutare în Rusia pentru omor în grup și folosire ilegală a armei și în Republica Armenia pentru vătămarea gravă a integrității corporale și transportarea ilegală a armamentului și explozivelor. Astfel, în urma investigațiilor, în data de 16 mai, bărbatul a fost reținut și plasat în arest pentru 72 de ore în izolatorul de detenție provizorie. Acum se efectuează acțiuni procesuale necesare pentru extrădarea acestuia.
Doi cetățeni străini ascunși sub un autocar au fost depistați în dimineața de 19 mai în punctul de trecere a frontierei Oancea-Iași. Potrivit polițiștilor de frontieră români, cei doi tineri de 20 și respectiv 25 de ani sunt un cetățean din Algeria și unul din Libia. Ei nu aveau documente de călătorie și intenționau să ajungă în statele din vestul Europei. Autocarul sub care s-au ascuns cei doi era condus de un șofer de 36 de ani cu dublă cetățenie, română și Republica Moldova. Totodată, șoferul autobuzului înmatriculat în Republica Moldova a declarat că nu știa despre existența celor doi bărbați ascunși sub autocar. Șoferul moldovean este cercetat de trafic de migranți, iar cei doi cetățeni de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Cercetările pe acest caz continuă. Un craniu de om și câteva oase au fost găsite în parcul Valea Morilor din sectorul Buiucane al capitalei. Potrivit autorităților, acestea au fost depistate în după-amiaza de 20 mai de câțiva muncitori. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Statea, a declarat că osemintele au fost găsite de muncitorii care efectuau lucrări pentru instalarea pilonilor stradali în parcul Valea Morilor. Pe lângă acestea a fost găsită și o materie verde care ar fi de la o formă militară de pe timpul celui de-al doilea război mondial. La fața locului au intervenit specialiști care spun că osemintele sunt de la 4 persoane și că ar putea fi din 1940. Acestea au fost ridicate și urmează să fie verificate de către organele din cadrul Ministerului Justiției. Doi copii lăsați nesupravegheați în curtea unei gospodării au dat foc din greșeală unei anexe din curtea unde se jucau. S-a întâmplat în dimineața de 19 mai într-un sat din raionul Râbnița. Potrivit milițienilor din regiune, în anexa unde a izbucnit incendiul erau depozitate paie uscate. Acestea au luat foc imediat, iar la stingerea incendiului au participat nu doar pompierii, dar și vecinii. Totuși, construcția auxiliară cu o suprafață de 40 de metri pătrați a ars în totalitate. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime. În cadrul cercetărilor, milițienii din regiune, veniți și ei la fața locului, au stabilit că doi minori de 6 și respectiv 8 ani ar fi fost lăsați fără supraveghere, iar aceștia au găsit o cutie cu chibrituri și au început să se joace cu ea. Prin urmare, fără să vrea, minorii au incendiat anexa casei. Alte circumstanțe se stabilesc. Momente de panică pentru două femei care se deplasau pe o stradă din capitală. Acestea au fost lovite puternic din senin de un bărbat care a trecut pe lângă ele. Loviturile au fost atât de puternice încât una dintre femei și-a pierdut cunoștința și a căzut la pământ. Totul s-a întâmplat în data de 14 mai, în jurul orei 15, pe strada Alecu Ruso din sectorul Râșcani al capitalei. Imaginile cu momentul atacului au fost surprinse de o cameră de supraveghere instalată în preajmă. Din imagini se vede cum cele două victime merg în întâmpinarea bărbatului, iar când ajung față în față, bărbatul le-ar fi lovit concomitent pe ambele cu pumnii în piept. Una dintre femei a căzut la pământ, iar la scurt timp a fost preluată de o ambulanță. Medicii au constatat că victima are mai multe degete de la picioare rupte. Cealaltă victimă s-a ales și ea cu o sperietură pe cinste. Autorul postării scrie că poliția a fost sesizată pe acest caz, iar acum urmează să dea de urmele suspectului. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la 112 sau să se adreseze la cel mai apropiat post de poliție. Confidențialitatea surselor de informare este garantată. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.